Bună dimineața! Bună dimineața, da? Vă aud? Da. Bună dimineața! Da, cum e? Bună dimineața, s-a trezit Dulceața! Ce faci? Ce seară ai avut tu? N-ai mai dat niciodată vreo dublă în cariera ta, nu? Am mai dat în cupa anul trecut. Da, în Liga 1 n-ai dat. Nu se pune. În Liga 1 nu. Nu se pune, auzi ce spune domnul Neagoie, că aia nu se pune. În cupă. Nu se pune. Dar ce ai avut aseară? Ce ai făcut înaintea meciului? Ce ai mâncat? Să repeți același gest. Asta spun, ca să urmezi, să nu... Am același ritualuri de când am venit la media și mi-au prit, mi-au merg bine, o să le păstrez. Ia spune-ne. Sau e secret, că e ritual și e cumva... Să nu strice alchimia. E secret, e secret, nu se zice. Da. Stai liniștit că nu prea învață nimeni să dea așa cu stângul cum dai tu. E cam greu. Deci poți să le spui că e greu să... Acum sincer, am mai văzut fotbaliști în Liga 1 să lovească așa cu stângul? Eu nu prea am văzut. De vreo 5-6 ani n-am mai văzut fotbaliști care să dea așa cu stângul. Da, eu lucrez să perfecționez biomecanica de 20 de ani. Chiar când eram mic îmi spunea tata că nu sunt vreun Carsten Janker să câștig duelurile fizice și nu am nici calitățile unor jucători de culoare, mă refer la o viteză foarte mare. Uh-huh. Așa că, ca să ies în evidență, a trebuit să lucrez foarte mult pe lovire, pe tehnică, pe execuții. Deci am înțeles, deci dacă tatăl tău era cu Carsten Janker și era super fotbalist, de acolo a venit și numele Ronaldo, de la Nazario da Lima, presupun, la Brazilia, nu? Da, de acolo da, ți-a da, dat da, numele. Da, da, da. Da, am mai explicat într-o emisiune că nu e întâmplător acest prenume deci, al lui. E clar că tatăl tău era super pasionat de fotbal, că l-a dus pe Carsten Janker în discuție, e clar că nu oricine vorbește de Carsten Janker. Da, și tu-l ții minte de atunci. Și la toate antrenamentele zicea că bă, nu ești ca el. Tu ai alte calități, tu muncește pe ce trebuie să faci. Da, așa ca stil și ca admirație din fotbalul internațional, spre cine tinzi? Da, chiar dacă e greu să ajungi. Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi a fost. Gheorghe Hagi a fost modelul meu de mic. Da, păi și golurile marcate aseară mai degrabă duc către stilul lui Hagi decât către Cristiano. Dar noi am îmbinat așa numele tău cu celebrul star portughez. Nu m-am dus la brazilian. Că a fost într-o altă perioadă. Da, am avut norocul să mă antreneze de domnul Hagi la Viitorul și chiar și atunci lovea mingea incredibil și ca jucător nu mai zic. Uh-huh. I-am urmărit mereu toate golurile, toate casetele și el a fost modelul meu. Da. Ai luat mingea acasă? Mingea de aseară? Nu. Trebuia să mai dau unul. N-am mai avut ocazia. Am mai avut o șută în repriza a doua, dar deci doar la 3 goluri ți se dă mingea acasă, mai ales cu problemele astea financiare, îi lași pe oameni fără o minge, nu e chiar. Acum, dacă vorbeam cu magazionerul și îl cinsteam, poate mă lipeam la minge, dar nu era același lucru. Da. Dar de sărbătorii, cum ai sărbătorii? Nu spune că te-ai dus și te-ai odihnit, că nu te cred. Păi, oricum, după meci nu prea pot să dorm, după adrenalină, după mai ales că a fost meciul la 8:30, nu prea pot să dorm. Dar m-am dus acasă și m-am pus în pat și am încercat să dorm. Nu m-a luat pe mine somnul prea repede, dar nu, n-am făcut nimic special. Nu, o muzică, ceva, un pahar de ceva, o... Nu, un shake de proteină să mă refac și o mâncare bună și atât. Da, uite că mai sunt și fotbaliști model în Liga 1. Da, fără ei alte... Sunt mulți, sigur. Da. Și se văd rezultatele, nu? Dar voiam să te întreb, Roni, dacă nu cumva, nu știu, la vârsta ta că ești tânăr, cât ai, 24 acum, nu? Da, 24. Așa, mulți înainte. Mulțumesc. Am văzut că nu te-ai adaptat așa la toate echipele. De exemplu, văd că la Mediaș e locul unde te simți cel mai bine. Am văzut că, uite, de exemplu, în Croația nu ai reușit, nu? La Sepsi la fel. Adică nu te-am văzut așa cum te văd de sezonul trecut, hai să spun, la Mediaș, unde într-adevăr se vede clar că ai toate calitățile, ți ies în evidență. Contează foarte mult pentru tine adaptabilitatea la o echipă de fotbal în mod special? Și la Chiajna cred că am făcut câteva sezoane bune. Corect. Și la Chiajna. Însă de atunci nu am mai găsit mediul propice pentru mine și oamenii care să-mi dea această încredere și să mă facă să mă simt cu adevărat fotbalist ca aici. Cu toate că am întâlnit oameni senzaționali și în Croația și la Sepsi, parcă aici la media și am fost primit altfel și mi s-a dat o altă încredere. Da.
Deși ai doar 24 de ani, ai o poveste de viață foarte interesantă, inclusiv în ceea ce privește studiile. Mărturisesc că n-am aprofundat, dar de aceea avem, sau și de aceea avem producători. Iar colegul meu mi-a șoptit în cască faptul că ai luat bacul în Olanda. E adevărat? Da, eu am fost junior acolo 4 ani și era normal să-mi continui, liceul și acolo am, dat, în limba olandeză am dat, examenele. Da. Pe care continui să o... Da, o stăpânesc, perfect. Vă dați seama dacă am avut examenele la fizică în limba olandeză și la matematică, n-am cum să uit. Flamanda nu e ușoară deloc. Da. Păi și de ce n-ai rămas acolo să continui și cariera de fotbalist și... Da, ce mai puteai să continui pe acolo? Vreun master, ceva? Că oamenii mai... Cred că e legat de legea, legea pe partea de fotbal cu salarizarea când termină un junior. Știu că în continuare există asta în Olanda. Cluburile se gândesc dacă să-l păstreze sau nu, pentru că trebuie să-i asigure un nivel salarial destul de ridicat. Și atunci stai și te gândești în Olanda dacă păstrezi fotbalistul sau îl lasă își găsească echipa în altă parte. Da. Așa gândesc olandezii. Nu neapărat asta, pentru că mie mi s-a oferit un contract în continuare, un contract pentru echipa a doua a clubului, însă atunci la Twente, dacă vă uitați, au fost niște probleme financiare foarte mari, cu ceva evaziune fiscală, cu niște datorii imense, chiar în anul ăla clubul a și retrogradat. Și de aceea, am plecat și am revenit în România. Mm-hmm. Am văzut o avalanșă așa de riposturi pe Instagram în ceea ce privește seara ta cu Dinamo, golurile și celebrul Dorian Popa, am văzut că te-a etichetat, dar vreau să te întreb care dintre mesaje a fost cel mai surprinzător din lumea fotbalului, din ce lume vrei tu? Dorian este vecinul meu și este prietenul meu, adică nu mă surprinde că m-a pus. Da. Chiar nu știu acum să vă zic, pentru că nici nu am reușit să deschid toate mesajele. Au fost foarte, foarte multe și chiar vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au scris. Mm-hmm. Însă nu am reușit încă să le deschid toate și să răspund la toată lumea. Da. Dar acum știi că așteptările au crescut, adică mai vorbim o zi, două de golurile astea, le mai băgăm la golurile etapei săptămâna viitoare și cam gata. Nu trebuie să... Poate vă spună și mister, la fotbalistul fără constantă nu face mare lucru. Adică degeaba am un meci foarte bun, iar următoarele nu reușesc să-mi ajute echipa. Însă de câteva meciuri și sezonul trecut pot spune că am fost decisiv în majoritatea meciurilor pentru echipa. Am reușit să-mi aduc aportul și cu siguranță nu vreau să mă opresc. Muncesc la fel de mult, dacă nu mai mult, pentru că nu vreau să mă opresc aici. Dar de ce le făceai semn suporterilor să tacă? Am văzut secvențe de după primul gol. Cu ce te-au deranjat oamenii aia? Nu, o singură persoană m-a deranjat. A fost, primul gol a fost pentru el, așa ca să închid un pic gura. Da, adică te-a apostrofat, nu? Da, de la încălzire a început și m-a salvat de mine de la încălzire și a continuat tot meciul. Pe cine știe, poate nu te suferă, poate are alt favorit acolo, mai știi? Ai nou, da. Și suporterul respectiv avea așteptări foarte mari de la tine și din cauza asta, nu știi, că ești un jucător valoros. Omul e din stacul meu personal, adică nu are legătură. Suporterii de la media și mă iubesc foarte mult și eu iubesc pe ei, dar era din stacul meu, nu... Din stafful tău? Da. Păi tu ai staff? Adică chiar ești Ronaldo în cazul ăsta. Adică scuză-mă dacă ai staff. Da, am și eu un mic staff. Adică pe oriunde, la orice echipă mă duc, îmi place să găsesc repede câțiva portari, câțiva jucători care să vină să mă ajute, să pot să mă antrenesc cu ei. Și aseară a fost cineva din staff, unul dintre antrenorii cu care lucrez. Păi și pe oamenii ăștia îi plătești tu separat? Da. Vă dați seama că pe jucătorii mai cinstesc, le dau o pereche de ghete, îi scot la o masă, nu se pune problemă. Înțeles. Deci, practic, ești stat în stat acolo. Fiecare... Am învățat ca Olanda. Fiecare știe rolul. Pentru că e greu să excelezi cu ceva în fotbal, doar cu antrenamentele de la echipă, unde se lucrează foarte mult tactic și foarte mult, ceea ce e și normal, studierea adversarului și... Uh-huh. Pe partea asta de individualizare nu rămâne foarte mult loc. Uh-huh. Așa că încerc să fac un pic extra. Da. Poate domnul Oprea, după golurile astea, pune în scenă așa o piesă cu tine, poate, nu, domnul Oprea?
Domnul Oprea este actor, dacă vrei să mergi la teatru cum vii pe la București, să nu locolești. Da? Da. Dacă ești vaccinat, 50% sala, îți găsim un loc. Da, îmi pare bine pentru el că de acolo, dar speram că... El e dinamovist. Să le dea cu FCSB și cu alții, lasă... Da, păi dă și cu FCSB. Dinamo poate să se abțină. Am mai păstrat și pentru alte echipe. Știu, de-aia zic, păstrează-le execuțiile astea pentru FCSB, Craiova, alte echipe. Și cu Dinamo poți să te dai și accidentat, poate, cine știe, e bine. Dar acum să spunem lucrurilor pe nume. Te-a dorit și Dinamo, doar că da. Situația de acolo te-a determinat să refuzi oferta. E corect ce spun? Da, am avut și când în perioada în care eram la Chiajna, da. Am fost dorit în două rânduri de Dinamo și când am plecat de la Sepsi au fost ceva discuții. Și cu domnul Urin când a venit la Dinamo anul trecut, dar nu s-a concretizat nimic. La început la Chiajna trebuia să plătească bani și în ce situație este Dinamo nu au avut de unde. Uh-huh. Eu mi-am dorit foarte mult când eram la Chiajna să ajung la Dinamo. Chiar pot să zic că m-a afectat atunci în perioada de aia faptul că n-am ajuns. Îți pare rău? Sigur că întrebarea e cumva și retorică. Unii pot să o catalogheze și în alt fel. Dar îți pare rău că această partidă și aceste reușite n-au venit înaintea meciului cu Armenia, să spunem, înaintea reunirii echipei naționale? Sau din ce simți tu n-ai fi fost convocat nici dacă se întâmpla asta? Obiectiv vorbind, eu îmi doresc ca domnul Rădoi să rămână în continuare națională pentru că este un moment fast pentru noi. Este un antrenor tânăr care mie îmi place foarte mult cu o viziune modernă asupra fotbalului. Și personal, chiar dacă m-a dus la Tokyo și am jucat doar 10 minute, eu vreau să-i mulțumesc pentru că am reușit să îmbrac tricoul naționalei și nu știu ce pot să zic, golul 2 nu pot să-i dedic decât lui Rădoi. Lumea vorbește pe la colțul că a fost și o ceartă între tine și selecționeri și ți-ar fi promis, da, cu sau fără ghilimele, că nu te mai cheamă pe la națională. Uh-huh. E corect ce vorbește lumea? Da, domnul mister s-a supărat că ce au postat suporterii de la media și pe Facebook și da, s-a supărat atunci pe mine, dar fără viziunea mea, fără vina mea. Pe ce au postat? Că eu nu țin minte. Da, au postat niște parametri de la antrenament, pentru că se tot zicea că eu nu eram pregătit fizic și cei de la GAC m-au întrebat care ar fi problema și a zis că nu e problemă de natură fizică. Dar acum nu mai contează. Păi și Rădoi așa ți-a spus că nu te mai cheamă? Da. Păi nu te mai cheamă că au postat unii ceva pe Facebook? Vezi, eu ți-am spus mai devreme, înainte de emisiune, când discutam de anunțul ăsta, orice poliție ai de plătit, cu echipa națională nu plătești poliție. Nimănui, nici lui Stoichiță, nici lui Burleanu, nu nimeni, pentru că echipa națională e a noastră, a tuturor. Ne reprezintă pe noi, a țării ăsteia. Nu te-a pus să faci din asta și nu te-a pus să faci astfel de lucruri. Eu ca antrenor, ca tip de antrenor pe Rădoi, l-am susținut, mi-a plăcut la început ideea asta de a juca în viteză, de a încerca să te duci pe adversar și tot, mi-a plăcut foarte mult asta. Dar în ceea ce privește managementul relațiilor umane e zero. Zero. Și asta e de pe vremea când era jucător. Amintiți-vă că n-am mai venit la națională, că l-a băgat pe el sau că i-a spus lui nu știu cine, nu știu ce. Astfel de lucruri nu se fac și va avea mult de pierdut în carieră pe chestia asta. Da. Pe dar chestia așa te-a spus asta, textual că nu mai vii? Da. Păi eu n-am înțeles, n-a mai existat și altceva? Că nu se leagă, îmi dă cu virgulă. Cum să-i spui eu? S-a supărat că a făcut publice datele de parametri lui către grupul de suport. Da, pentru că îi distrugea... Probabil s-a simțit deja cu doar argumentelor. Gen, am distribuit rapoartele acelea cu cei din cazul suportelor, dar am distribuit raportul și cu preparatorul nostru fizic. Adică nu era ceva de exclusivitate sau nu știu, nu mi-a spus nimeni că este ceva ce trebuie să rămână doar la noi. Și oricum, orice aș fi făcut, nu cred că m-ar fi chemat la națională. Da. Avantajul tău e că nu mai stă mult pe acolo. Și poate viitorul selecționerului te mai cheamă. Cum mi-am spus eu, chiar și sunt sincer, îmi doresc să rămână pentru că suntem într-un moment bun. Da. Și putem forța barajul fără probleme.